Demobilizarea armatei continua. Noi trupe de pe front au sosit în capitală. Unele vin din Ploiești pe jos, altele se reîntorc cu trenul. În Gara de Nord e o permanentă aglomerație de lume care aștepta fiecare pe-ai lor. Pe străzile largi ce vin de la gară, soldații sunt puțini. Nu cunosc farmecul ce ar da Căii Victoriei prezența lor, așa că merg spre căminuri pe căi lăturalnice. Ofițerii însă, toți își fac intrarea pe Calea Victoriei. În căruțe, în camioane, puțini în rarele trăsuri, unii peste alții, cu bagajele și ordonanțele lor, bărboși, arși de soare, cu hainele de pe ei decolorate de intemperii, privesc cu o bucurie vădită la lumea curioasă adunată pe trotoare în două șiruri nesfârșite și spre balcoanele și ferestrele tixite de fete și femei. Demobilizarea armatei române de pe front și trimiterea oamenilor în teritoriul ocupat a fost o greșeală și o imprudență ce poate să ne coste și pe noi și pe germani, afară doar dacă n-a fost intenționat făcută. Reîntoarcerea la vatră a celor plecați, a celor ce fiecare rămas aici îi credeau căzuți în luptă sau morți de exantematic, a dat naștere prin gări și mai ales în capitală la manifestațiuni de simpatie publică și apoi la gesturi imprudente produse de bucurie și entuziasm. În Gara de Nord sta de câteva zile lumea aglomerată cu miile zi și noapte, așteptând pe cei ce au norocul să revină. Mulțimea aceasta, stimulată de bucuria fiecărui ins în parte, a strigat probabil: ura! Trăiască România! O primă consecință bună a păcii și a terminării războiului nostru e reîntoarcerea în patrie a prizonierilor de război. Au sosit deja mulți din Germania și Ungaria. Sosesc acum transporturi din Bulgaria. Ne revin cei căzuți la Turtucaia. La Giurgiu, populația i-a primit pe ofițerii prizonieri cu buchete și cu flori. Iar au să protesteze nemții.